Hai. Ia, uite, supiță de roșie. O culoare, roșie proaspăt. Arată și bine. Arată bine așa, consistența. Adică nu e piure. Nu e piure, ceea ce e foarte bine. Îmi place foarte mult farfuria, mai ales gustul. Și nu accept să mă scoată o supă cremă din concurs. Măcar văd o supă cremă fără smântână. Supa de roșie ușor acidă, crutonul de pâine care are usturoi și ajută un pic. Dovlecel. Ia uite, verde și portocaliu. Na, că violet de unde? Mega să că măstate și asta arată bine. Băi, mă aștept la piureul. Aici și ceva nu e în regulă. Până acum astea două sunt... super creme. Sunt super creme, culmea. Păi, ești nebun. Dovlecelul nu este pentru supă cremă, nu este o legumă foarte atractivă, să știți. Cred că și asta e legată cu cartoful, cu smântână. Dovlecelul e apos, e insipid. Nu i-a ajutat, nu prea ai ce să faci cu el. A fost o cremă, din nou, o cremă corectă. Păi, ce au puțin ăștia astea, frate? Ia vezi... Braz! Oh. Uite, violet. Și violet. Violet, e bine. Și cu rou, și cu portocaliu. Dar și un pic de verde. Are verde, hai gata, că e pentru toată lumea. Asta are gână ușoară, se pare mie să are puțin ușoară. Îmi place treaba asta cu, nu știu, freestyle cooking cumva. Îmi dai un ingredient și fă-mi din asta o chestie să pleșin. Sunt pentru întotdeauna. Nu ți se mai umflă capul, nu? De la nușoară. Dar știi ce are asta? Păi nu e de când am slăbit, nu e. Vezi că dai pe tine. E legată cu făină. Are coculașe. Un pic. Nu mi se pare. Ai mai văzut violet, ai început să-i găsești... Vezi că e de la tine. Nu este cea mai bună supă. Dar am mâncat în viața mea supă de praf cu nucșoar. Avea puțin gust de beșamel. Ciudățică așa, puțin ciudățică. Opa! Asta e de la tine, portocaliu. Dar cum vrei să fie de la morcov? Asta e cu smântână, legat. E, uite, vezi, asta nu mai e cremă. E o supă demnă de mine modestă, adică nu e top, dar nici de jos. Bine, nu am pus în viața mea nason în ea. Și doar dulce? Are gust de vanilie. Griș. Grișul cu lapte pe care mi-l făceam maică-mea când eram tânăr. Tânăr, ce dracu zic, când eram mic. N-are sare deloc. A doua mi-a plăcut cel mai mult, ca și textură și gust. Prima mi-a plăcut cel mai mult ca și gust. Supa cremă de morcov, poate puțin cam prea dulce. E lipsit un pic de sare, atâta tot. Cea mai top până acum e. Da, aia de acolo. A doua, de praz. Usturoi. Hai, mă, să vedem usturoiu. Uite că avem puțină cărniță. Zamaită. Pin. Ce asta? Ton. Ton. Opa. Hai să vedem cum e la consistență. Aia e mai piureuț asta. Știi de ce? Nu. Am pus puțin în farfurie. Din cauza asta. Mi s-a făcut așa. Aș fi dorit un pic mai mult de cremozitate. M-am grăbit puțin pe final, dar sper să le placă șefilor și să nu mă elimine. Are ceva gust de usturoi. Culmea, nu trebuia mai mult gust de usturoi. Nu e bună, am mâncat-o pe toată. Nu ai minus, știu. Supa cremă de usturoi este destul de complicată de făcut, pentru că trebuie să fierbi usturoiul în lapte de mai multe ori. Îi mai trebuia un zvâc de gust de usturoi și o altfel de lichiditate. Ce e acolo? Țelină. Hai să vedem și pe țelină. Ia uite. Țelină cu praz. Mamă, asta... Asta e Asta e. Ăștia au fost amândoi la același banc. Praz cu praz. Asta e piure. A luat cineva praz de acolo. Combinațiile pe care supa cremă de țelină ți le permite să le faci sunt foarte mari. Poți să combini trufe, poți să combini ciuperci, poți să combini bacon. Nu, o să le placă pentru că la al meu nu e fiert. Destul, cât trebuie, corect. Mă, gust de țelină are, cred. Da. Dar doar atât. N-ai sare, n-ai piper. Nici asta nu prea răsărăsă. Da, corect. Dar acolo nu-i simțeai nevoia. Așa, gust ok de țelină, se simte foarte bine, dar tehnică s-a întâmplat ceva acolo. Hai.
Cartof. Cartof. Hai, mă, mâncare asta o să fie. Da, asta e ok, la asta. Hai, mă, ce vrei, mă? Asta e bine. Hai, pe bună, sper să nu fie numai lapte, după cum arată. Sau smântână de gătit. Atâta sper. Nu e cartof. Se simte cartoful, bă. Da, bă. Indiferent ce legumăm cădea, supa cremă o ridicăm la un nivel înalt. Măcar să o facem mai dumnezeiască și pe asta, că... Ce chestii! Ia gustat cum o fac. Ia mâncă asta, tine. Am zis că o să dai pe tine până. Ia ceva. Vede ce se ține în garnitura acolo. Am văzut garnitura de ciuperci. Și Florina a venit cu ideea, stai mă să amestecăm ciupercile astea aici. Și când am luat toți cu ciuperci, ne-am dat seama că e ceva foarte, 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 foarte bun. Mi-aș dori foarte tare să fie de la mine de rechipă. Ce avem noi aici? Ia vezi, mă. Turnul Eiffel? Brocoli. Aoleu, săracu, bă, cine a primit brocoli? Asta cu brocoli nu știu dacă o să fie cea mai fericită. Păi asta e și cea mai greu, ți-o vrei să zic. Ia uite. Hai că nu e chiar așa. Asta nu-i chiar. Nu e chiar. Asta știi cum arată? E ca asta de usturoi. Aceeași consistență. Asta e cu aceeași consistență ca asta. Ia uitați. Gândul care mă liniștește este că știu că farfuria mea este bună, sunt sigur că are gust. Mă bazez pe ea chiar dacă nu arată wow și dacă mă scoate din concurs o supă cremă, nebunesc. Are gust de ceai verde. Am care gust de brocoli, nu fiți curat. Da, spate. N-are aceeași consistență ca aia de usturoi? Ea la fel. O să vezi că e la fel, numai că aici e mai multă. Aceeași problemă, consistența, gust ok. E interesantă la gust, pentru că e ușor iute, dar nu mă bucură deloc textura. Oh, 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 ce verde asta. Ce? Mamă, e ce are? Portocală. Deci că ne-a dat la fiecare câte una, vezi? Șuncă. Cred că asta a nimerit-o cea mai grasă a fost. Am o culoare perfectă. Am un super plating. Mă aștept să fie dintre cele mai tare farfurii. Poate chiar farfuria câștigătoare. Ia cu portocală, ia cu portocală. Am luat acum, vezi? Ce te deranjează? Nu știu, e mare, e într-un fel, are ceva în ea. Foarte ciudată, foarte verde și foarte de neînțeles ca și gust pentru mine. N-am prins-o pasta cu spanacul cu portocala și tonă. Pe mine trebuie să fie din echipa ta asta. Eu poate o să mai înapoi așa. Și după cât e de verde așa, tare mi-e frică. Asta e exact la culoarea ta. Cartof dulce. Și are și violet. Are și violet și portocaliu, mai puțin verde. Uite, mă, și asta are exact aceeași cremă în state, vezi? Exact, la fel. Ține, s-au fost și de aia, mă, ca aia. Ba, ce are în ea? E un picacă. Are ceva în ea. Place gustul foarte mult și textura. Cred că e cea mai cremoasă din restul supelor. Da, culoarea de nu-mi place neamă. Hai. Cartoful dulce, colegii mei nu l-au înțeles, mie mi-a plăcut foarte mult. Că nu știu ce gust ciudat, că stai că era și parcă și puțin picant. Acidă, cumva, nu știu ce, a pus ceva în ea. Dar una peste alta a fost o cremă chiar drăguță. Supă cremă de ciuperci. Păi concurentul ăsta a fost cel mai norocos. Supa cremă de ciuperci se face aproape în orice restaurant. Un twist a fost un condiment arabesc care se numește Ras El Hanou. Place mie cum se completează în chestia asta. Este o notă personală, nu este neapărat că e și bună, dar mie mi-a plăcut ca idee. Da. Oh. Și ce are, oțet balsamic? Oțet balsamic? E ok să tragi la tigaie niște ciuperci cu oțet balsamic, dar în momentul în care pui oțet balsamic peste o supă, deja... Din 12 supe creme, am avut 3 bune, rău, 5 foarte ok, vreo 3 mediocre și una dezastruoasă.